După 4 ani de zile, UEFA a fost iar pe arena Ilie Oana. Astăzi, cei de la Forul European au inspectat minuțios fiecare parte a stadionului. Au făcut poze și au măsurat cu aparate specifice anumite distanțe. Cei de la UEFA au mai vrut să știe pe unde intră cei mai mulți fani și au fost amuzați să vadă apariția ciupercuțelor pe covorul verde. Do you know why you have like so many mushrooms? Yeah, it's mushroom. It's better for people not to walk on the field of play, no? Este bine că au apărut pentru că este pământul sănătos. Da. De dovadă că lucrează. This gate is only for this space. Okay, and for here? Yeah. And this is another gate. This is two gates. Yeah, and this is one gate for guests. Gazdele știu că pretențiile au crescut de la an la an, indiferent de nivelul la care viitorul poate ajunge în cupele europene, arena ploieșteană are numai de câștigat. Sprijin financiar de la Forul European, cele două porți vor beneficia de sistem Goal Line, care s-a folosit și la Mondialul din Brazilia. Mai mult, sistemul video de transmisie a meciurilor, dotat cu 14 camere TV, va rămâne în custodia stadionului. Avem ocazia să întâlnim și alte, să vedem la lucru și alte echipe, forțe ale Europei, mai ales în această fază. Sperăm să ei să ajungă să se califice în fazele grupele Champions League. La inspecție au fost cei de la Viitorul, iar oficialii campioane sunt convinși că stadionul va fi omologat astfel încât să se joace la cel mai înalt nivel. Hagi vă întreabă care este situația? Da, își dorește foarte mult să jucăm aici. Ar fi fost mult mai comod să jucăm la Giurgiu, pentru că acolo Astra, jucând și ea în competiție, nu trebuia decât să mergem la meci. Dar asta e, provocările sunt frumoase. În urma inspecției, cei de la UEFA vor da un termen ca problemele să fie rezolvate, după care vor reveni pentru a clasifica oficial. Ei stau până mâine la Ploiești, timp în care vor vedea și stadionul Astrei, deoarece la astfel de partide echipele implicate trebuie să beneficieze și de un teren de antrenament.